de jumătate de oră acest om mă urmărește în orașul Constanța. Nu știu de ce, absolut nu știu de ce, dar el asta face. Nu știu de ce mă urmărește, mă hărțuiește. Probabil vrea să mă șantajeze cu ceva, nu știu cu ce. Poliția română să-și facă... Deci eu nu pot să ies acum din mașină, că acest om, da, m-a blocat practic în trafic. Nu vreau să vorbesc cu acest personaj. Acest personaj nu știu ce vrea de la mine. Dar rog poliția... Uitați, eu nu pot să ies din mașină, da? Deci eu nu pot să ies din mașină că dau de el. Deci poliția română... A, și mi-a aruncat acum, acum un ou pe parbriz, da? Deci uitați ce face stila sarafu. Deci uitați ce face stila sarafu, da? Deci uitați ce face stila sarafu. Păi, poliția română, deci nu știu, dar să vine 112 și se ia măsuri. Uitați, stila sarafu, uitați noastră. Uitați ce face stila sarafu. Deci să vine poliția. Deci să vine poliția, nu se poate așa. Deci nu se poate așa, da? Eu sunt efectiv hărțuită. Acum în mașina mea. Este live. Eu postez live. Acum, da? Deci stila sarafu a nebunit. Uitați ce face, ce mi-a făcut, uitați.